v-am găsit în cadrul unei rubrici realizate de Facultatea de Medicină Dentară a UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș, în parteneriat cu studioul multimedia al Universității. Sunt Laura Conțac și alături de noi, la debutul acestui program, este doamna profesor Cristina Bică, decan al Facultății de Medicină Dentară, care ne va împărtăși câteva idei legate de cel mai nou proiect al facultății, intitulat Infodent. Este o reală bucurie să fim aici, în acest loc atât de frumos și plin de culoare. Împărtășim entuziasmul unui nou început la scurt timp de la inaugurarea laboratorului didactic Dentestet, dedicat studiului materialelor dentare. Vă mulțumesc pentru prezență și vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre ce înseamnă mai exact proiectul Infodent. Cu mare drag și chiar îmi face plăcere să vă adresez câteva cuvinte acum la debutul acestei rubrici. Proiectul educațional Infodent, realizat de către Facultatea de Medicină Dentară și studioul multimedia al universității noastre, este cadrul în care, în mod profesionist, dar folosind termeni accesibili tuturor, colegii mei, cadre didactice din facultate, alături de tehnicieni dentari cu experiență, dar și de colaboratori ai noștri, vor veni aici, în emisiunile viitoare, și vor prezenta informații utile, foarte actualizate, privind multe subiecte de mare importanță stomatologică. Aș putea să fac referire la prevenirea afecțiunilor stomatologice, la importanța controalelor regulate cu precădere a copiilor mici și a elevilor înainte de începutul grădinițelor și școlilor, la consecințele care apar atunci când nu sunt tratate la timp cariile dentare, la modul de îngrijire a dinților și țesuturilor care îi susțin și, în general, se va pune accentul pe luarea celor mai bune decizii privind mersul la un specialist atunci când sunt probleme cu alinierea dinților pe arcadă, când sunt probleme cu respirația sau când sunt spații pe arcadă cauzate de extracții. Rubrica Infodent este asemănătoare unei pastile cu efect placebo și va fi administrată în mod regulat pentru că ea este menită să conștientizeze copiii, adolescenții, tinerii, adulții și persoanele mai în vârstă privind importanța sănătății orale pentru starea generală a organismului și pentru evitarea complicațiilor asupra diferitelor organe. Este necesară o asemenea rubrică, un asemenea buletin informativ, astăzi, când toată lumea are acces la orice tip de informație într-o secundă. Desigur, pentru că noi venim cu informații veridice, care vor fi prezentate în funcție de categoria de vârstă a pacienților și de specificul fiecarei afecțiuni. Patologia stomatologică s-a schimbat foarte mult. Diagnosticele sunt actualizate, protocoalele de tratament sunt actualizate. Și dacă în trecut stomatologia era privită mai mult ca o disciplină chirurgicală, în prezent tendința este de a instrui pacienții, de a-i educa către prevenție și către tratamentele cât mai puțin invazive. Și vor veni aici, în rubricile viitoare Infodent, specialiști din toate ramurile stomatologiei, inclusiv din domenii de nișă, cum ar fi, de exemplu, estetica dentară, și vor prezenta în detaliu ceea ce este nou de evidențiat și or să consolideze, de asemenea, cunoștințe. Pentru a căuta răspunsul la orice tip de întrebare, atât cei tineri, cât și cei trecuți de prima tinerețe, apelează la platforme de informare precum Google sau în moduri tradiționale, din ziare, din reviste. Cine mai exact are nevoie de informațiile pe care le vom furniza noi de-a lungul următoarelor episoade? Dacă ne referim, de exemplu, la o categorie de vârstă, cărui segment ne adresăm? Un pacient bine antrenat, ca și motor de căutare pe Google, poate să identifice o anumită patologie dentară. O poate chiar amplifica sau diminua, dar nu aceasta este soluția. În plus, la mulți pacienți se asociază stare de frică, anxietate față de mediul și procedurile care se derulează într-un cabinet stomatologic, într-o clinică dentară. Și telespectatorii acestei emisiuni trebuie să știe, or să se convingă în emisiunile viitoare, că doar medicul, practicianul stomatolog, este cel care îi poate ajuta să le aline durerea, să le explice diagnosticul după ce s-a efectuat un examen clinic și după ce s-au realizat investigații suplimentare, să le prezinte un plan realist de rezolvare a problemei lor, chiar și un prognostic, un plan realist pe termen lung și un prognostic, și de asemenea să le ofere sfaturi reale de îngrijire orale în funcție de particularitățile individuale.
M-ați întrebat cărei categorii de vârstă ne adresăm sau aceste informații cărei categorii de vârstă îi sunt adresate cu precădere. Este un subiect care, cu siguranță, va fi dezvăluit pe măsură ce sunt derulate episoadele sau rubricile Infodent. Din acest motiv, dar și pentru faptul că acest proiect, proiectul Infodent, este unul educațional, eu nu aș face acum referire la o anumită categorie de vârstă, ci aș clasa pe primul loc părinții. Și pentru părinții copiilor, stomatologii pediatri vor veni aici, în emisiunea Infodent, și vor veni cu teme foarte interesante care îi privesc cu siguranță. Mă refer la îngrijirea cavității orale imediat după naștere, lucruri mai puțin cunoscute până să apară primul dinte de lapte pe arcadă. La alimentația sănătoasă, mă refer de asemenea la modul de îngrijire a dinților temporari, la importanța tratărilor la timp și, de ce nu, la stabilirea relației între micul pacient și medicul stomatolog-pediatru, la familiarizarea lui cât mai timpurie cu mediul dintr-un cabinet stomatologic. Un studiu publicat în 2019, realizat pe un eșantion de 488 de români, cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, arată faptul că peste 40% dintre aceștia au făcut cel puțin o vizită la medicul stomatolog în ultimul an. Scopul principal a fost acela de a primi un tratament pentru 48% și apoi, în scop preventiv, numai 30% adresându-se pentru un consult de rutină. Suntem preocupați de sănătatea orodentară la nivel de popor. Cele mai multe afecțiuni orale pot fi prevenite dacă ne referim la un nivel mai redus de expunere la factorii principali de risc și la aplicarea unui stil de viață sănătos. Mă refer inclusiv la programele de promovare a obiceiurilor alimentare cu adevărat sănătoase, la screening-uri și la conștientizarea cu adevărat a populației privind importanța sănătății orale. Eu îmi doresc ca proiectul Infodent, ceea ce se discută aici, să contribuie la toate aceste aspecte. Mai mult decât ce mi-ați spus deja, pot să spun și eu că studiile Organizației Mondiale a Sănătății cu referire la copii din România și la categoria de vârstă 6 ani indică faptul că doar o pondere de 33% din cadrul acestei categorii de copii, doar această pondere este reprezentată de copiii care nu au carii și chiar sunt indicate procente nefavorabile de 5-1 între dinții afectați de carie și netratați comparativ cu leziunile carioase care au fost la tratate. Ce indică acest lucru? Că necesitățile de tratament în cazul copiilor cu dinți de lapte, cu dinți temporari, sunt cu adevărat crescute. Preocupările noastre aici în cadrul Facultății de Medicină Dentară și Ambulatoriului de Specialitate nou înființat de Medicină Dentară al Universității fac referire cu adevărat la aceste acțiuni. Mă refer la faptul că luăm în evidență an de an grupe de preșcolari, clase de elevi, chiar și copii cu nevoi speciale. Acțiuni de monitorizare, de acordare de tratament de specialitate. În plus, studenții noștri chiar desfășoară campanii ample de informare privind importanța igienei orale în școli și grădinițe. Aș vrea să ne mai spuneți dacă mersul la stomatolog este încă sigur, având în vedere contextul pandemic. Și știm cu toții că pe perioada stării de urgență, primele cu activitatea suspendată au fost clinicile stomatologice, respectiv cabinetele. Așa este, a fost oprită activitatea clinică stomatologică anul trecut pe o perioadă de aproximativ 2 luni, dar după acea perioadă s-au redeschis cabinetele și clinicile stomatologice prin măsuri ferme de reorganizare a activităților administrative și medicale. Este evident că la ora actuală, în condițiile în care ne aflăm acum, se practică un nivel foarte ridicat de protecție, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical, în orice cabinet stomatologic. Dar vreau să nu uităm un lucru, că și înainte de declanșarea pandemiei, în cabinetele stomatologice, nivelul de protecție era cu adevărat ridicat. Întotdeauna a existat riscul transmiterii infecțiilor cu virusul hepatitei B, C, cu virusul HIV și în multe situații pacienții nu cunoșteau faptul că sunt infectați sau nu declarau acest lucru.
Medicii stomatologi întotdeauna au știut să se protejeze. Ei au purtat mască, mănuș, ochelari de protecție sau vizieră. Vă mulțumesc pentru toate răspunsurile, pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestui prim episod și vă așteptăm cu mare drag, va fi onoare să veniți și în episoadele următoare. Mulțumesc, mult succes vă doresc! Vă mulțumim pentru atenție, sunt Laura Conțac și vă aștept și data viitoare cu informații prețioase privitoare la sănătatea orodentară.